În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnule, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Iubiți credincioși, cu rânduiala lui Dumnezeu, iată ne-a ajuns din nou într-o pericopă evanghelică în care Mântuitorul face o mare deosebire între orbirea cea vizuală, deci orbirea trupească, prin vindecarea orbului Bartimeu, deci Timeu, mi se spune și îl marchează evanghelistul, dar în același timp Mântuitorul se referă, deci și la felul în care privește, deci privește viziunea poporului lui Israel, în viziunea lui ca Dumnezeu adevărat, el fiind lumina lumii, cum el însuși de multe ori a spus, umblați în lumină cât aveți lumină, că nimeni nu lucrează în întuneric. Iată că acest orb lucra și în întuneric. Și dacă ați văzut, Evanghelia s-a terminat cu un sfârșit foarte minunat. Îndată ce a văzut, a pornit după Iisus pe drum. Deci ăsta este scopul pe care îl urmărește biserica întotdeauna prin învățătura pe care o are, ca alături de drumurile noastre spre biserică să încrucișăm drumul nostru cu drumul mântuirii, adică în cărările lui Hristos. Deci eu sunt adevărul, calea și viața. Deci calea noastră trebuie să meargă cu atâtea cotișuri, cu atâtea suișuri. Ați văzut, un munte nu se urcă în linie dreaptă, se urcă pe poteci de tot felul, iar la un moment dat ajungi în vârf. La fel, acolo în vârf, când am ajuns, trebuie să fim alături de Iisus. Deci trebuie să fim în drum după Iisus. Deci trebuie să fim pe cărarea mântuirii. Pentru că țelul mântuirii sau țelul final pentru care se ostenește neamul creștinesc sau neamul omenesc, cel născut din credință, din apă și din Duh, prin înviere și prin înălțare la cer și prin misiunea apostolică a bisericii, este unirea cu Iisus Hristos. Iar Părintele Stăniloae scria o carte frumoasă în care spunea: omul și Hristos una sunt, unul după dar și unul după ființă. Deci noi suntem Dumnezei ai Celui Preanalt, dar toți după dar. Și intrând din nou și făcând o paralelă, deci trebuie să desprindem din Evanghelia de astăzi două esențe. Credința despre care este vorba în Evanghelie, și ați văzut ce frumos spune, mergi, îi spune, credința ta te-a mântuit. Deci este evident că este cazul să vorbim astăzi ceva puțin și despre credință. De ce vreau să vorbim despre credință? Pentru că mulți nici n-au înțeles ce este aceea credință. Credința nu este un act spontan. Credința nu este ceva la întâmplare care apare așa întâmplător la unul sau la altul. Credința este o mișcare sufletească, voită a rațiunii. Deci rațiunea lucrează, ca să știți, nu poate să aibă credință o plantă sau un animal sau orice alt fel de viețuitoare din alt regn. Deci numai omul poate avea credință. Deci firea rațională. Iar ea se naște dintr-un dor dumnezeesc. Iar Sfinții Părinți ne arată. Legătura între credință și acest dor dumnezeesc se face în momentul zămislirii pruncului, când îngerul păzitor primește, deci care va stăpâni pe acel prunc, primește poruncă de la Dumnezeu, ia sufletul nou care trebuie pus în acea zămislire, îl închină în fața Sfintei Treimi ca el să rămână curat și să fie îmbrăcat cu lumina ca și cu o haină, cum spune prorocul David în Psalm, apoi este dus și pus acolo unde nouă ni se pare că nu este nimic, sau nouă unde ni se pare că este ceva rușinos. Deci Dumnezeu pătrunde cu sufletul în cele mai intime organe ale femeii, deci în uter, și plasează în acel zigot în care a început viața și prima picătură de sânge este chiar inima, și pune sufletul cu puterile facultative raționale. Deci iată de unde se naște credința. Credința are mai multe căi. Deci ea stă ca și o sămânță de grâu într-un sac, iar în momentul când este aruncată în pământ, germinează.
La fel și credința. Stă în inima pruncului mic, stă acolo în sufletul lui, dar se dezvoltă odată cu creșterea lui. Și atunci când copilul începe să gângurească, când copilul începe să crească, primii ani de școală primară, după aia încet, încet până se face major sau matur, el primește de la părinți mai departe credința care vine prin auz, prin vedere, prin minuni, prin întâmplări, prin sfătuiri și prin fapte de toate zilele din viața omului. Lucrul acesta îl puteți găsi în credința ortodoxă. Dar această credință se cultivă, și aici era foarte frumos, spunea Mitropolitul Antonie într-o conferință a lui prin 94, zice, între diferența de credință pe care a lăsat-o Iisus Hristos ca învățătură în Evanghelie, adică între ce mare sau cuvântul Evangheliei care este Hristos, și între ce mic sau cuvântul nostru sau credința noastră, e o diferență. Adică fiecare om în prototipul lui personal sau în fenotipul lui personal acceptă un anumit fel de credință. Și această credință se împarte și ea mai mult. Este întâi neîndoielnică și lucrătoare. Lucrătoare este în toate cazurile, ca să știți lucrul ăsta. De ce? Acolo unde omul nu are un arbitrariu corect, unde omul nu are un supraveghetor sau un mentor, cum se spune pe domnește, corect, acel om cade. Și unde cade? Cade ca orbul din Evanghelia din decembrie, cum spunea Luca, lângă drum cerșește. Orbul de astăzi stătea jos pe marginea drumului și cerea. Deci făcuse un progres față de orbul lui Luca. Fiind de fapt vorba de același orb, dar cei doi evangheliști au relatat în modul lui sufletesc și în trăirea lui și în credința lui sufletească fiecare Evanghelia la fel. Deci Luca, care este pictor și doctor, se preocupă mai mult de neputința orbului, arătând cum se roagă și strigă, tot să-l împiedică, nu-l bagă în seamă, și arată că stă lângă drum, deci nu era pe cărarea cu Hristos, iar celălalt stă jos pe marginea drumului. Deci, deși stă jos, este căzut, dar stă pe marginea drumului, deci are o șansă de ridicare. La fel și cu credința. Unii merg pe drum, că păstrează învățătura bisericii nealterată și nestricată. Și aici vă aduc un prototip spus într-o prefață a părintelui Stăniloae despre părintele Cleopa, când spunea: iubesc pe acest părinte și duhovnic pentru că în cărțile pe care le-a scris n-a alterat, n-a adăugat, n-a scăzut nimic din tradiția spirituală patristică a bisericii sau duhovnicească și dogmatică, ci a conservat-o în tocmai precum a preluat-o de la Sfinții Părinți. Adică n-a făcut din credința în biserică sau din voința lui de putere, n-a făcut o latură aparte. Cum au făcut, să spunem, să dăm de pildă, stiliștii, evangheliștii, baptiștii, penticostale, oastea Domnului, de ce îi pun în aceeași grupare? Deci sunt grupări conservatoare ale bisericii creștine din veacuri, deci de la început cu sediul la Ierusalim, deci unde vine Hristos și Sfânta Lumină, dar s-au dezlipit și și-au făcut adevăruri personale, sau de ce mare, deci de substantivul propriu, și-au rămas la ce mic. De acum merg după Hristos și Dumnezeii lor, cum spune David în Psalmi, toți Dumnezeii păgânilor sunt mincinoși, pentru că păgân este și cel ce hulește dogma Sfintei Treimi sau dogma bisericii. Nu-i neapărat să spun Dumnezeu. Noi putem da interpretare de Dumnezeu la orice putere miraculoasă sau supranaturală căreia ne închinăm. Și Ioghinus vorbește tot de o putere pe care o aseamănă cu Dumnezeu în câmp energetic. Și Raziestezistul, și Jidanul, și Indianul, și Musulmanul. Deci toți văd în Allah sau în Buddha sau așa pe binefăcătorul sau mai marile sau, cum se spune într-un cuvânt, pe prototipul lor. Ei, prototipul unic și adevărat, deci prototipul adevărat este Hristos cel întrupat, răstignit și înviat, despre care Apostolul Pavel spune: Hristos este totul întru toate. Deci aia este. Deci El, Hristos îl domină și pe musulman, și pe Buddha, și pe Krishna, și pe Confuciu, și pe toți. Deci nu este nimic. Hristos este izvorul adevăratei credințe. Deci asta este prima învățătură care reiese din Evanghelia de astăzi. Că nu striga orbul Allah, Allah. Deci striga Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Nu striga orbul
niciun alt fel de rugăciune sau niciun alt fel de invocare, nu făcea exerciții, nu făcea diferite mișcări, nu făcea concentrări, ci striga de vedea toată mulțimea. Deci în fața mulțimii el striga acest lucru. Și când vorbesc deci de credința curată, vorbesc de credința cu izvorul în Hristos, iar de acum alături de izvorul lui Hristos curg pârâiașe și pârâiașe, deci un izvor dă mai multe ramificații de apă. Și aceste ramificații se împart în raport de malurile pe care le întâlnește apa. Dacă malurile minții, cum spune David, sunt sănătoase, văzut am pe Domnul de-a dreapta, pururea în veac să nu mă clatin, deci primul mal este frica de Dumnezeu al apei învățăturii și al doilea este frica de moarte, cele două ziduri duhovnicești cu care omul se întrarmează nu din frică, ci din dragoste, atunci nu greșesc. Dacă apare frica de sărăcie sau dorința de câștig în cele două ziduri ale credinței personale a fiecăruia, de aici începe adevărata ruptură în biserică și în materializarea energiilor necreate a Duhului Sfânt în persoana lui Iisus Hristos. Dar și noi credem în Dumnezeu. Dar uite ce ne-a dat Dumnezeu dacă ne rugăm. Uite ce avem dacă credem. Uite cum nouă ne vine așa. Ei, materia nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este materie. Dumnezeu aduce totul din nimic și preface toate în nimic. Și mergem mai departe. Alte sfaturi, sau ca să spunem așa, alte lucrări ale lui Sarsailă, care vine arhiconic și pitonicesc și insuflă în mintea oamenilor altfel de credință. Și apoi pe parcurs intrăm și în Evanghelie. Este credința fanatică. Am mai vorbit de lucrul ăsta. Credința fanatică sunt acei oameni, ca să spunem așa, care iau un zel aiurit, fără sens, fără fond, fără rost, fără obiect în sine. De ce lui așa? Vai, Dumnezeu, Dumnezeu, la toată vorba Dumnezeu. Sau exagerează din rândul lumii. Ei, ăia cad cel mai ușor, pentru că la primul eșec ei se leapă de total de Dumnezeu. Ei îl iau pe Dumnezeu rațional și după mintea lor, vor să-L stăpânească după mintea lor, vor să-L știe după mintea lor, Dumnezeu trebuie să le împlinească toate dorințele, că ei sunt fierbinți de tot în credință, dar ei nu sunt altceva decât foc de paie aprinse care mistuie și nu încălzește cu nimic. După aceea este credința îndoielnică, după cea fanatică. Credința îndoielnică o întâlnim astăzi în masele poporului foarte bine și ușor. De ce vreau să spun lucrul ăsta? Majoritatea oamenilor la eșec deznădăjduiesc, să îndoiesc de adevărata puterea lui Dumnezeu și chiar cineva îmi spunea într-o zi, zice, părinte, cât m-am rugat, zice, și nu mi s-a împlinit nimic, eu cred că, zice, toată povestea asta cu biserica, zice, e așa, un fel ca să aibă oamenii cu ce își petrece timpul. Bine, bunică, zic, mergi, te mai roagă, poate descoperi o dogmă și mai nouă decât asta. Ei, luați aminte, credința îndoielnică este credință neadevărată, care nu are argument în Sfânta Scriptură, că atunci când numai cât un bob de muștar ai credință, toate pot să ți se împlinească. Dar ce se întâmplă? Îndoiala vine în primul rând de neîncrederea că Dumnezeu e cu tine și lângă tine, îndoiala vine și din ispitele pe care le arată Nicodima Ghioritul în Războiul Nevăzut, și ele sunt șase, din față, din spate, din stânga, din dreapta, de sus și de jos. Și atunci să vezi ce înseamnă din față. Vine dracul și îți spune, nu te mai ruga degeaba, că zice, uite în urmă câte păcate ai și nu ți se împlinește nimic, lasă, nu te mai chinui. Asta e ispita din față și din spate. Din stânga și din dreapta îți fură frica de Dumnezeu și frica de moarte, lasă, dacă ai greșesc ce, dar nu ești tu primul. Lasă, până ai să mori, te pocăiești. Ți-a luat și cele două laturi, deci te-a descrucificat. Și acum te atacă, întâi de sus, prin păcatul mândriei, să spui că lasă Dumnezeu, eu fac, ce Dumnezeu, ce a venit Dumnezeu să-mi facă casă și să-mi ia mașină? Iar după aceea te trântește în extremă, la deznădejde, că vreau să mor, vreau să mă spânzuri, degeaba trăiesc, să-mi tai genele la mână și ajungi la postelnicul, la spitalul 7. Deci iată cum lucrează satana pentru om în credința îndoielnică. Deci vine și te fură și te dezbogățește de armele cu care Hristos sau Dumnezeu a lăsat ca omul să fie înzestrat rațional. În față să ai tot timpul nădejdea, în spate să ai smerenia,
în stânga frica de Dumnezeu, deci în dreapta frica de Dumnezeu și în stânga frica de moarte, de sus acoperământul meu este Duhul Sfânt, slavă ție, spune rugăciune, iar de jos pământ sunt și în pământ voi merge. Și niciodată nu ți este frică. Mai este și credința ocultă. Este o mare nenorocire și o plagă astăzi pentru societate, povestea cu credința ocultă. Cred că nu mai este femeie, cred că nu mai este tânăr, nu mai este tânără, nu mai este bătrân care să nu vină și să spună izbăvire de farmice și de farmice și de farmice și de farmice. Măi, fraților, pentru că sunteți mulți și puteți să auziți mai bine, vă spui pentru toți același lucru. Farmecele și vrăjile prind de oamenii necredincioși. Unde credința este slabă și îndoielnică, prinde farmecul. Și v-am mai spus odată, arma împotriva farmecilor este spovedania temporară și curată, este sfânta împărtășanie, uleiul sfințit care nu trebuie să vă lipsească din casă, că de asta biserica are taina sfințirii untdei lemnului, aghiazma și anafora și acel canon de rugăciune pe care duhovnicul ți-l dă la spovedit sau neavând păcate îți dă o anumită pravilioară pe care să o faci ca creștin în casa ta. De ce să mă tem de farmece când Dumnezeu este stăpânul farmecilor? De ce El îl stăpânește pe dracu și nu satana pe Dumnezeu? Pentru că nu am credință. Mi s-a uitat pe geam, am găsit la borta cheii cu tare, am găsit ud la ușă, am găsit supreș cu tare. Le-ai găsit, mătură-le, aruncă-le, stropește cu aghiazmă, dă cu undele însfințit, pune mâna pe psaltire, ia psalmul 37, ia psalmul 67, ia psalmul 142, ia psalmul 50, ia și o catismă la rând, mai ia și un paraclis și a fugit dracul din casa ta. Stai și te miorlei la un fir de ață și îl descânți și te uiți la el și îți faci o mie de planuri. Dar pe cine o fi căzut? Cred că pe bărbat, cu uite-i 6, n-a venit acasă. Cred că pe fată, cu uite-i 7 și-a întârziat. Cred că, zice, pe soacră mea, cu uite-i nervoasă. Și stai să descânți tu, de fapt, ce a vrut dracu să facă, poate printr-o scamă care a târât-o un om și a găsit-o în buzunar și drept când urca palierul la ușa ta a aruncat-o. Pentru că ce se întâmplă? Cine crede în lucruri de astea și să și teme de ele, însuși Dumnezeu îngăduiește să se prindă, pentru că pe cei tari în credință Dumnezeu i-a întărit și le-a spus: nu voi da toiag păcătosului să lovească în soarta dreptului. Căutați catisma 19 sau 20 din psalm. Și spune mai departe, dar dreptul să nu-și întindă mâna la fără de lege. Deci dreptul să fie drept, adică să nu facă păcate, să fie om credincios. Și farmecul nu se prinde. Vine iarăși. Nu mă pot căsători, că mi-a legat și mi-a dezlegat. S-a legat și s-a dezlegat? Roagă-te, mamă! Ce e dacă te-a legat? Cu ce te-a legat? De-o nu umbli legată cu funia. Ești liberă. Poate nu te măriți că n-ai învățat să speli, poate nu te măriți că n-ai învățat să gătești, poate ți-i frică și ți-i rușine să vorbești cu un băiat. Nu știi cum să-i abordezi, că astăzi îți prea sălbatici și mai rău ca armăsari. Întâi vor să trăiască și apoi să se cunoască. Ei, roagă-te la Dumnezeu să-ți scoată în cale partea dorită și care crezi că ai să poți face casă cu ea, tot prin rugăciune. Nu să ia tânărul nici din discotecă, nu să ia tânărul nici din birt, nu să ia tânărul nici de pe stradă, ci doar din biserică. Eu așa le spun de fiecare dată la toate fetele. Mergi la biserică ca să-ți găsești partea ta. Colaborează cu unul, cu doi, cu trei, cu patru duhovnici, ei știu ce spovedesc, ei știu ce tineri au și este inadmisibil să crezi lucrul ăsta, că orice duhovnic nu are la spovedanie și băieți care, părinte, aș vrea o fată credincioasă. Și în felul ăsta poți să se întâlnească unul cu alta dacă se plac și să se ia. Nu din discotecă, să fii sigur că de acolo nu-l găsești bun. De ce spun lucrul ăsta? Poate să meargă și unul bun la discotecă, dar să strică pe parcurs. Deci de la biserică îl găsești cel mai bine. Nefermecat, nevrăjit, nelegat, nedezlegat, ci om integru și întreg la minte, care nu se teme nici de legarea cununiei, nici de dezlegarea ei. Or fi și există, nimeni nu se îndoiește de lucrul ăsta și nu-l contestă că nu există, dar îl contestă pentru cei ce se autosugestionează asupra lui și țin cu atâta tărie. Vai, părinte, am 27 de ani trecut timp, poți faci 40, ce dacă ai 27 de ani? Mă întreb și am pus mereu întrebarea, ce este mai frumoasă, tinerețea în libertate sau tinerețea în păcate? Întreb și întrebarea asta. Și ce dacă ai 27 de ani?
Crezi că scapi de acel proces prin care se întemeiază familia? Nu o să ai de legănat noaptea și la 30 de ani dacă nu la 16. Nu o să ai de suportat rigorile unui bărbat care ți l-ai luat împotriva voințelor lui Dumnezeu sau l-ai luat rău și nu o să te bată sau nu o să te pălmuiască sau nu o să te... Nu scapi. Astea sunt procese familiare pe care le-a întâlnit orice mamă și orice tată, prin care lumea se confruntă cu ele de la sfârșitul veacului. De ce? Niciodată rar când doi oameni se înțeleg la fel. Adică asta este o minune, cum se spune. Și această minune vine numai din credință. Adică când un om este atât de bine intenționat, el știe să se respecte în familie și cum am întâlnit un caz, nu contează, care a spus și părinte, avem 30 de ani de căsătorie, dar noi nu ne-am certat odată. Dacă unul a greșit, ne-am uitat urât unul la altul și noi am înțeles că suntem vinovați și în felul ăsta s-a făcut liniște în casă, dar de ăștia nu prea sunt, că sărari. Restul își fac dreptate la tribunal sau cu parul. Deci asta este credința ocultă. Credința superstițioasă, iarăși un gen de credință. S-a trântit ușa, s-a scârțit patul, s-a rupt vaza, a căzut lingura, s-a stâlcit farfuria, a sărit codița la cană, s-a răsturnat mătura, a scăzut apa din pahar, s-a răsturnat găleata, a trecut mâța aia, tăia calea, mașina. Nu râdeți, sunt lucruri din care unii își fac autosugestia personală și vin la biserica ani de zile și nu le folosește la nimic. Ei nu știu că astea sunt lucruri care se întâmplă din coincidență în societate și nu trebuie să le mistificăm că dracu abia așteaptă. Dacă veți citi istoria spiritismului, veți vedea că atunci în America, când s-a înființat această nebuneală spiritismul, deci cine a înființat-o, îi pocnea patul și fata acelui boier a spus, da, pocnește și aici și dracu pocnea și acolo, da, pocnește și aici și pocnea și acolo. Citiți în cărți că scrie, în sectologie. Și atunci o să vedeți cum noi îi dăm curaj lui dracu să joace teatru cu noi. Deci noi suntem cei care îl superstiționăm și el abia așteaptă. Deci abia așteaptă să te prindă în lucruri de astea. Nu mă duc să cumpăr, că am văzut cu tare semn. M-am mâncat în palmă, am cheltuit mulți bani, m-am mâncat în dreapta, să vezi că azi eu și mai mult. Și nebunii de genul ăsta. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu se supără și fără să vrem, luăm pedeapsă pentru ele. Adică cădem noi singuri din fața lui Dumnezeu, din dreptatea Lui. După aceea, mai este și credința, deci mai este și credința păgână. Credința păgână intră toate descântecele pe care le mai faceți dumneavoastră. Și știți prea bine, astea mai bătrâni, acum tineretul nu mai știe, ei spăgâni așa din fir. Deci, descântatul vacii, descântatul de strâns, descântatul de ursită, descântatul de nu știu ce. Astea sunt prostii păgânești inventate la care dracul lucrează ca să piardă și să înșele pe oameni. Cine nu crede într acest lucru și este împărtășit, nu are ce să pățească. Aceste lucruri pe care satana și le face acum la sfârșit de veac pe pământ, nu le face nici în cinstea venirii sfârșitului lumii, cum a spus nu știu cine, ci părinte, da, să cunoaște că vine sfârșitul lumii. Așa spunea și pe vremea lui Teodor Studitu, păi noi suntem părinții de pe urmă, așa spunea și Paisie Velicicovski, noi suntem părinții de pe urmă. Așa spunea și părintele Cleopa, noi suntem părinții de pe urmă, așa spunem și noi azi, că noi suntem cei de pe urmă. Cei de după noi și ei vor spune, noi suntem de pe urmă. Și ai să vezi că de la o zi la alta, de la un timp la altul, permanent, noi suntem cei de la urmă. Și s-ar putea să mai treacă multe sute de ani și înarmați cu aceste idei superstițioase, începem să ne facem probleme care de fapt nu și-au sensul. Știți povestea aceea lui Ion Creangă? Când două femei plângeau de un drop de sare că trebuie să cadă de pe priticiu sobii să omoare un copil în fașă. Și de fapt ea nici nu căzuse, că era acolo unde era, așa și noi. Noi ne punem probleme care de fapt nu ne folosesc și nu ne interesează. De ce? Pentru că și Evanghelia începe în felul următor. Iisus ieșea din Erihon cu ucenicii, el și popor mult. Deci Iisus nu stă în amestecare, de păcate, asta vrea să spună, ca să fie clar. Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Păsările și vulpele nu au vizuini unde să-și facă în inima omului fără de legile. Păsările sunt gândurile rele, iar vulpele, cugetele și poftele viclene. Iar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și el ieșea din Erihon, arată evanghelistul.
jos pe marginea drumului striga un orb care voia milostenie. Ei, a fi căzut jos, poți să fii căzut și între tâlhari, poți să fii căzut ca fiul risipitor care a zis mă voi scula și mă voi duce, poți să fii căzut ca bogatul care a spus bea, mănâncă și te veselește că ai de toate, poți să fii ca bogatul cu purpura și visonul ce s-a dus în flăcările iadului și apoi făcea teologie pentru frații lui, poți să fii ca tânărul bogat care n-a vrut să se întoarcă și poți să fii și fățarnic, cum au fost fariseii și cărturarii Vechiului Testament. Contestau minunile lui Iisus Hristos că n-ar fi fost făcute în zi de lucru și au fost făcute sâmbăta pentru faptul că ei nu puteau face asemenea minuni. Iar orbul din duminica a șasea de la Paște, atunci imediat după înviere, a pus o întrebare foarte frumoasă. Dacă o fi fost tot ăsta de azi, îngerul știe că ăla e evanghelistul Ioan și ei relatează fiecare minunea în felul lui. Zice, dar ce tot puneți atâtea întrebări legate de această viziune a mea că eu văd? Poate vreți să vă faceți ucenicii lui? Deci este întrebarea din conștiință care pe fiecare om îl mustră și îl îndeamnă. Hai, nu vrei să te ridici, nu știi că asta e păcat? Dar omul se disculpă automat, exact cum făceau fariseii și fățarnicii, și spune, merge și ăsta la biserică, e și ăsta mare sfânt, să vezi cine e și ăsta, să vezi cine e și aia, să vezi ce a mai făcut și asta. Și începe regresiv, adică înapoi, să descoase și să facă ca la securitate. Tot cazierul acelui om care a început să meargă la biserică. Că a fost așa, că a făcut așa, că a adresa așa, să-l vezi cine, să vezi cum e. Ei, lucrurile alea, astea pe Dumnezeu nu îi interesează. El a ieșit din Erihon. Iar dacă noi suntem căzuți la marginea drumului, însuși Mântuitorul i-a spus, zicându-i, îndrăznește, scoală-te! Deci prima condiție la o credință curată este să te scoli. Și mă enervează foarte mult câteodată cuvântul pe care mi-l spun uneori oamenii la spovedi. Și părinte zice, îs așa de deznădăjduită, bă, tu știi ce înseamnă deznădejde? Eu le spun de fiecare dată. Juvăț, otravă, mașină, apă, tren, asta înseamnă deznădejde. Că ești descurajat, că ești dezorientat, că nu știi ce vrei, că vrei să-ți facă Dumnezeu ție minuni una după alta într-o clipă, e cu totul altceva. Dar faptul că ai ajuns la deznădejde, asta este o vorbă aberantă prin care omul caută, printr-un ifos, să spunem personal, să-i arate duhovnicului starea de disperare. Este echivalentă cu același cuvânt de la spovedit, ca să nu spună omul, de exemplu, păcatul desfriului sau al avortului, și părintele, am făcut pe toate. Și atunci eu întreb candid pe cineva, zic, și ai trăit cu mama tale? Doamne ferește! Dacă e Doamne ferește, spunem ce ai făcut, nu pe toate. Deci spunem doar ce te doare. De-aia și-a spus Mântuitorul, Iisus s-a oprit să-l cheme, zicându-i, îndrăznește, scoală-te. Ei, dacă îndrăznești și te scoli, Hristos a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Învățați de la mine că-s blând și smerit cu inima și aveți o odihnă sufletelor voastre. Luați jugul meu că e bun și povara mea ușoară este. Deci vezi câte căi îți dă, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din cer desăvârșit este. Pentru cei răutăcioși, iubiți-vă între voi să vadă lumea că sunteți ucenicii mei. Lege nouă vă dau vouă, iubiți-vă unii pe alții. Faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe vrăjmașii voștri și așa mai departe. Deci iată cu ce vine Hristos să te scoale. Spunea odată o maică, zice, când n-avem, zice, putere să ne sculăm, să luăm macaraua. Ea râdea, de fapt, de lucrul ăsta. Ei, nu vine în biserică Hristos cu macaraua să ridice pe nimeni de jos. Te ridici tu prin credință, ci că dreptul prin credință va fi viu, spune Scriptura. Deci dacă prin credință poți fi viu, de ce să stai jos la marginea drumului și să strigi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă? Este echivalent exact cu ceea ce facem noi astăzi în societate. Stăm în păcat, deci stăm în păcat și vrem pe Iisus Hristos. Scutim canonul că e greu și avem servici, dar vrem cu Iisus Hristos. Scutim postul că suntem bolnavi și pe alte motive, dar vrem cu Iisus Hristos. Scutim rugăciunea și mersul la biserică, dar vrem cu Iisus Hristos. Nu educăm copiii spiritual, ci numai material, să învețe, să facă facultate, să aibă o pâine în mână, dar nu îl învață, du-te la biserică, idiotule, ca să ajungi și un om credincios, că societatea se dărâmă cu intelectualii atei. Intelectualii atei
au făcut comunismul. Ca să știți treaba asta, de ce au adus păgânismul în lume? Și intelectuali atei aduc și celelalte nebunii în lume. Intelectuali atei au înființat și discoteca, intelectuali atei au înființat și programele culturale de dezmăța tineretului, intelectuali atei au format emisiuni împotriva lui Dumnezeu, intelectuali atei au format teme de știință în care se arate că Dumnezeu e un prost și ei sunt deștepți. Deci vezi unde ești dacă ești intelectual și fără Dumnezeu. Deci când te scoli și te ridici, ridică-te cu Dumnezeu, nu pe propria-ți putere. Mă uit și eu, mie îmi vine foarte ușor să vă vorbesc până de seară. Din toți câți îi spovedesc în fiecare zi, pot să-mi fac romane întregi și de predică și de cărți, numai că n-are nimeni să le citească, că-s greutățile dumneavoastră. Vi le-ați recunoaște prin pasaje. Bă, aici eu am vorbit cu părintele treaba asta. Și deci n-ar avea niciun sens. Dar sunt atâtea greutăți la care omul vrea să se ridice prin simplu fapt că s-a suit în autobuz, a venit la biserică, a plătit pomelnicul și cu asta, ci părinte, dar se rezolvă? Da, zic, se rezolvă, cred că pe mâine e gata. Zice, și chiar am să am eu reușită? Păi, cred că o ai, zic, eu știu, vezi ce spune Dumnezeu, mai roagă-te. Ce știți, dar fac servici când să mă rog. Ei, zi măcar 7 Tatăl nostru. Am să încerc și când vine data viitoare, și că n-am rezolvat, dar să știți că n-am făcut canonul ce mi-ați dat. Ei, ridică-te singur dacă nu vrei cu Dumnezeu. Ridică-te fără credință, să vezi unde ai să ieși fără credință. Ați văzut unde s-a ajuns fără credință. Trăiască și ura, și trăiască și ura, și bravo, și poporul, și conducătorul, și am ajuns cu capul în sac. Ați văzut unde ați ajuns. Asta e fără Dumnezeu, deci asta e realitatea. Mergem mai departe. Toți îl îndemnau să tacă. Cine îl îndemna să tacă? Tot materialismul dialectic a încercat să facă biserica să tacă de 50 de ani și de veacul veacului, că n-au fost atei numai comuniștii. Au fost și păgânii, și musulmanii, tot niște nebuni, și indienii, tot niște nebuni, și chinezii, tot niște nebuni, că ăștia sunt toți credințe păgâne. Deci ei se închină aiurea. Ei știu că n-au mântuire, că doar arată istoria religiilor lumii, și geografic, și spiritual, și duhovnicește, și teritorial, și cum vrei să iei argumentul și istoric, arată clar că venirea lui Iisus Hristos în lume este restaurarea lumii în Iisus Hristos și a omului din păcat. Ei, toți care se impun în fața acestui fapt, Evanghelia arată, cine se va împiedica de Hristos se va sfărâma, deci ai posibilitatea să te mai aduni când ești sfărâmat, dar peste cine cade Hristos se împrăște, se spulberă. Ei, caută praful din fața vântului și adună-l înapoi într-o pungă în care l-ai avut, să vezi, îl mai ai. Așa este și cu, așa este și cu acest fapt. Și îi strigau să tacă. Au strigat toți să tacă. Și biserica, și cărțile, și slujbele, și cultul. Și ce au făcut? Au mai făcut un mod de a tăcea. Au căutat să introducă în biserică, au căutat să introducă în biserică oameni care să tacă. Ce a făcut? Ficiorul directorului, care era mare membru de partid, era preotul cu tare. Și tatăl îi spunea, mă, tu nu fii prost, eu îmi vezi moșnezi ăștia să luați, că ăștia țară în cap, mâine, păi mâine te pomenesc la psaltire. Spune-le că totul se împlinește fără rugăciune. Și în satul ăla oamenii erau ca turcii, în alt sat îi cununa și destrăbălați și nedestrăbălați și împărtășați și fumători și bețivi și curvați și hoți și tâlhari. Lasă, tată, Dumnezeu dezleagă, hai, treci la apă, treci la borș, treci la pâine și la vin, hai, ia, tată, mai completează-te acasă dacă nu te-ai săturat în biserică. Și iaca cum a făcut să tacă, deci iaca cum tace biserica, așa tace. Și când a văzut orbul această tăcere, a început să strige și mai tare și să și ruga de acum, deci așa spune evanghelistul. Și striga și se ruga. Și arată cum se ruga. Se ruga cu rugăciunea isihastă. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Ceea ce spunem noi în termeni de azi. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă păcătosul. Deci același lucru striga. Și sigur că și pe vremea aceea se striga. Este mișcarea rugului aprins, care a avut mai multe puncte în toată România și intelectualitatea cultă care zace, v-am mai spus eu și altă dată, subles pe zile închisorilor, împușcați, cenzurați, arși, afumați, omorâți, strânși de gât, dar totuși strigau.
cântau și Hristos a înviat, scriau și poezii și ne arăta nouă ce au pătimit ei ca să ne trezim. Și știi ce spune lumea astăzi? Așa ce, dacă ce l-am pus eu să șadă în pușcărie, dar ce n-a știut să se supună rânduielii? Voci de astăzi, oameni liberi, oameni care pot să cunoască o boabă de adevăr, religios, spiritual și moral, și zice, așa ce, așa a fost atunci, de ce nu și-a văzut de treabă? E foarte frumos, deci e foarte frumos să iei roadele pe spinarea altuia. Este foarte frumos să fii liber pe sufletul și pe sângele altuia, să mănânci pe munca altuia, să trăiești pe spatele altuia, să fii liber pe spatele altuia, dar tu să nu te implici. Tu să fii ca câinele ogar, de unde primește bucata de pâine, de acolo dă din coadă. Nici așa, frate. Și striga și mai tare, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Și în clipa aceea Iisus s-a oprit, spune Evanghelia. Se oprește Dumnezeu asupra fiecărui neam și îl cercetează la timpul potrivit. Aici le dă o ciumă, aici le dă o boală, aici le dă o foame, aici le dă o sete și pe toți îi întoarce la adevărul absolut. Și cineva a spus, dar e drept că face asta? Ba nu, dacă omul nu vrea să se întoarcă de bunăvoie, Dumnezeu îl întoarce prin pedeapsă. De ce? Pentru că dădătorul de bunăvoie iubește Dumnezeu și când îl iubește omul pe Dumnezeu, îi dă de toate. Și ce ne dă? Soarele, rodul pământului, rodul animalelor, sănătatea noastră, sănătatea copiilor și toate celelalte. Deci ăsta e rodul pe care îl dă Dumnezeu celor care se roagă și merită. Iar când omul își ia razna și când omul uită și aleargă pe aiurea, atunci Dumnezeu se enervează, să spunem în termen popular, și se duce el și arată omului ce poate. Și îl pune pe om la punct acolo unde trebuie. Ai un singur copil? Cu el te plesnește să te întrebe unde sunt ceilalți care i-au vărtat. Ai o singură fată? Aia e desfrânată ca să vezi în cazul că dacă mai aveai două se măritau și erau cinstite. Ai un serviciu bun? Te dă unul mai rău să-ți arate că nu ai avut bani mulți, nu mai cunoscut. Cunoaște-mă acum cu puțin. Ai o casă grea? Ți-o face și mai grea. De ce? Când ți era greu nu mă cunoșteai. Fie-ți și mai greu ca să ori să mă uiți de tot, ori să-ți aduci aminte de mine și să te ridic din necaz. Cu Dumnezeu nu facem târg, asta să vă fie vouă lege. Eu râd când cineva mi-a spus odată, zice, părinte, unde ai citit mata toate astea de crezi că așa spune Dumnezeu? Așa spune în cărți. În cărți învață lucrul ăsta. În vețile sfinților, în proloage, în sinaxare, în lapsaicon, în pateric, în materic, în crinițarnii, în oglinda duhovnicească, în livada cu flori duhovnicești, în convorbiri duhovnicești, sunt scrise toate acestea. Omul este de ajuns să se ridice de lângă drum și să o ia pe drum în urma lui Iisus, cum a făcut orbul până în sfârșit. Și Iisus i-a spus, zicându-i, deci iată convorbirea cu Iisus Hristos sau restaurarea omului în Dumnezeu, îndrăznește, scoală-te! Îndrăznește, scoală-te! Adame, unde ești? Aici-s, Doamne. Ai greșit cumva? Ai mâncat? Nu, femeia care mi-a dat-o. Dă vina pe Dumnezeu. Și omul dă vina tot pe Dumnezeu. Și că dacă ar fi Dumnezeu așa de bun, de ce nu-i pedepsește pe păcătoși? Rămânea pământul fără oameni. Și el iubește oameni, urăște păcatul. Și în clipa aceea când i-a spus îndrăznește, i-a dat curaj prin credință, iar scoală-te, leapă de păcatul. Și Evanghelia relatează că așa s-a întâmplat. Iar el, lepădându-și haina, a venit la Iisus. Despre ce haină putea să fie vorba decât despre o haină păcătoasă? Nu despre haina botezului. Haina patimilor! De ce spunem psaltire? Că zice ca Aspida și ca Vasiliscu ce se vânează de cel înțelept. Așa cum șarpele își leapă de haina, pielea, ca să crească și să se mărească în fiecare an, fiindcă ei nu cresc în tot timpul anului, așa și păcatul un om se mărește și se îngroașă pe an ce trece. Iar când i-a spus lepădându-și haina, i-a arătat că trebuie să îmbrace o haină nouă și să o lepede pe cea de patim. Și Dumnezeu, izgonind pe Adam și pe Eva din rai, i-a îmbrăcat în veșmânt de piele. Și dezbrăcându-se a venit la Iisus, lepădându-și haina. S-a spovedit, poate, sau și-a lepădat haina ce nu era de nuntă. Noi am întâlnit când a zis Dumnezeu, l-a luat de guleraș și a zis, prietene, tu ce cauți aici? Haina ta nu e de nuntă. El s-a spăimântat.
Și împăratul a poruncit, legați-l de mâini și de picioare și dați-l în întuneric cu cel mai din afară, că nu are haine de nuntă. Și ne mai arată în Joia Mare încă un lucru mai frumos, că mara ta o văd împodobită, Mântuitorul meu o văd împodobită, și îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Și începe partea hainei. Luminează haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, că și orbului i-a dat lumină. Spune și cântarea aia frumoasă, și orbului întunecat și tu lumină lui ai dat. Și ai scos pe Adam din păcat și așa mai departe, să mai cânte pe la strană. Deci, în final, și-a luminat haina sufletului, a dat jos haina patimilor și a venit la Iisus. Deci iată, nu poți să vii la Iisus să ceri ceva până nu ești curat, până nu ești pur. Și îmi punea odată chiar un sectar întrebarea asta. Deci chiar cu un sectar vorbeam. Zice, părinte, voi sunteți siguri că creștinii voștri se spovedesc sincer? Sunt foarte sigur. Ce și dacă vă mint? Păi dacă ne mint pe noi, îl mint pe Dumnezeu. Ce-mi pasă mie că el să leagă sau să dezleagă de păcatele lui? Da, zice, dar de exemplu, dacă eu vin și îți spun păcatele mele și nu ți le spun toate și iau împărtășanie cu nevrednicie, zice, ce pățesc? Păi ia dracu, ce să pățești? În primul rând nu ți-o dau că ești sectar. Păi ce nu, că avem și noi? Mâncă de-a ta. Deci, când vrei să-ți lepezi haina, trebuie să-i deschei manșetele și să-i dai jos nasturi. Deci dai păcatele mari ca cele subțiri să se spele prin dezlegare. De-aia trebuie să se face dezlegarea. Te iert și te dezleg. Deci atunci se dezleagă și retul hainelor păcătoase și omul vine la Iisus cu puterea ce mi-este dată în numele Tatălui, pe capul lui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru că în clipa aia intră treimea în el. Iisus Hristos e în inima lui. Dă-mi inima ta să fac locașul. Asigur că ieșite patimile, intră Iisus Hristos. Și începe convorbirea. Ce voiești să-ți fac? Pe cine? Care-i omul care nu cere de la Dumnezeu ceva? Care-i omul care nu-L caută pe Dumnezeu undeva? Și ce voiești să-ți fac? Eu vreau apartament, eu vreau servici, eu vreau credință, eu vreau sănătatea mamei, sănătatea băiatului, iluminarea minții la școală, izbăvirea de proces, izbăvirea de necaz, izbăvirea de fur, darea banilor împrumutați, o întreagă gamă de cereri. Ură, mânie, vrajmă, prismă, invidie și în final Iisus ce zice? Că orbul îi spune ceva. Zice, voiesc să văd. Și aici acest văd se poate vorbi de el în mai mulți termeni. Dacă aș fi fost un bun gramatician, vi-l analizam și gramatical, dar vi-l analizez după mintea mea. Să văd dacă-s prost, să văd dacă-s deștept, să văd dacă merit cererea respectivă, să văd dacă pot să posed un asemenea dar sau asemenea cerință de la Dumnezeu. Că au venit și apostolii și-au cerut. Unul a vrut de-a dreapta, unul a vrut de-a stânga, unul a vrut colibă pe Tabor, unul de ce a vorbit cu samarineanca la fântână, unul de ce n-a putut scoate dracii din lunatic. Toți au vrut câte ceva. Dar Hristos le-a dat răspunsuri concomitente la toți. Celui cu lunaticul ce i-a spus? Dracu iese cu post și rugăciune. Iată ce l-a luminat Hristos. La celălalt i-a spus? Zice, puțin credinciosule, când s-a afundat Petru pe mare, când s-a lepădat de el și a zis, da, Doamne, te iubesc, Dumnezeu s-a făcut că nu înțelege și l-a mai întrebat odată, Doamne, dar Tu nu știi cât te iubesc? Nu-mi cunoști Dumnezeirea, da, știu că mă iubești, paște oile mele. Și s-a întristat Petru și a plâns. De ce a plâns? Pentru că se bizuia pe bizuința de sine, care vine din iubirea de sine și din încrederea de sine. Celălalt a vrut de-a stânga și de-a dreapta și Hristos i-a spus foarte frumos, voi nu știți ce vreți și nici nu știți ce cereți, ce-i mie a dat stânga și dreapta? Păi stânga, ori este mânia lui Dumnezeu plecați celor de-a stânga în focul veșnic, sau celor de-a dreapta veniți binecuvântați Tatălui meu. Și n-au înțeles cât de adânc a fost chemarea când Petru a zis, Doamne, dar dacă noi am urmat Ție, noi ce rost avem în lumea asta? Și atunci Iisus Hristos le spune, bucurați-vă că s-a scris numele vostru în cartea vieții. Vezi? Deci când a spus orbul, vreau să văd, eu cred că a cerut nu numai vederea ochilor, că sunt și orbi înțelepți. Domnul înțelepțește orbi.
Domnul ridică pe cei drepți, Domnul păzește pe cei nevernici, pe săraci și pe văduvă va sprijini și numai calea păcătoșilor o va pierde. Deci Dumnezeu cred că ne dă să vedem cât de neputincioși suntem, e cel mai frumos lucru. Și când ne dă să vedem cât de neputincioși suntem? Prin eșecurile care le avem, prin nădejdea în credința personală și nu în credința în Dumnezeu. Cineva a pus odată o întrebare, zice, foarte frumoasă și a fost adâncă. Ce, părinte, dacă m-a dat erogi atâta, de ce îți merge rău și ai ispite? Pentru că-s prost și nu știu să mă rog. Și cum nu știi să te rogi? Zice, dar când v-ați rugat pentru mine, mie mi s-a împlinit. Nu m-a rugat eu, zic proastă, biserica s-a rugat pentru tine. Eu pentru mine n-am știut să mă rog. Și de-aia am ispite. Și-a dat Dumnezeu ispite ca să te cunoști pe tine. Că crezând că nu mai ai ispite, crezi că ești sfânt. Și cine crede că este sfânt, e bestie. Așa spun. Și în acea clipă Hristos i-a spus, du-te, credința ta te-a mântuit. Orice om merge de la biserică curat, spovedit, împărtășit și mântuit. De ce mântuit? Învață să-și suporte crucea necazurilor, învață să nu fie cumpărat cu un cadou sau cu o momială de o credință străină, învață să nu se roage cu păgânul, învață să nu se ducă la yoga, învață să nu se ducă la rezestezie. Era odată într-un ziar vestitor, auzi ce nebunie. Un teolog sau student de anul 4 sau 5 la seminar spunea, zice, câtă liniște am găsit eu în practica yoga, zice, rugăciunea creștină e doar o formalitate, pentru un prost e o formalitate, pentru un om conștient că Dumnezeu e lângă el, nu e o formalitate, e o energie. Să poți să zici în toată vremea rugăciunii, e un dar de la Dumnezeu, ia chinuiți-vă voi acasă, măcar o oră în fiecare zi să vă stăpâniți mintea cu rugăciunea, să vedeți, puteți? Nu. Numai cine are darul lui Dumnezeu face lucrul ăsta. Pentru că și rugăciunea este legată, este sora credinței. Împărăteasa tuturor faptelor bune este sfânta rugăciune și credința din rugăciune vine. Și dacă nu crezi, nu te temi. Iar dacă temi, te temi, crezi. Iar cu temerea v-am spus-o, să teme sluga, să teme fiul și să teme năimitul. De ce? Fiul să teme să nu supere pe tatăl, năimitul se teme ca să nu fie pedepsit de stăpân, iar sluga nu știe ce face stăpânul și tremură tot timpul că nu știe ce sentință va lua. Ei, noi să fim în starea de fii, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului și ne-a făcut pe toți fiii lui Dumnezeu după dar sau fiii bisericii prin botez. Cam asta este învățătura de astăzi, așa în mare, despre orbul de la Ierihon. De ce era la Ierihon? Ierihon înseamnă amestecare, înseamnă păcat, întunecare. În Ierihon, ținutul dintre Ierusalim și Galileea, era un ținut sălbatic unde stăteau tâlharii. Și știți din Evanghelie, un om coborând din Ierusalim la Ierihon a căzut între tâlhari. Ei, tâlharii care ne fură pe noi azi în Ierihonul în care trăim, în primul rând sunt lumea. Deci lumea este tâlharul care ne fură și cu ce ne fură? Cu momeala, cu pofta, cu reclama și cu senzația. Apoi este trupul care ne fură cu lenea, cu trândăvia, cu nepăsarea și cu uitarea. Și apoi este diavolul care ne fură cu amânarea. Uite cum lucră acum în ziua de astăzi Sarsaila Nerihon. De-aia spun, ori deștept, ori mai puțin pregătit, ori cu facultate, ori cu doctorat, ori cu studii, ori cu 10 clase, ori cu 8 clase, să cauți să-L cunoști pe Dumnezeu. Că dacă ai să-L cunoști pe Dumnezeu, reziști. Reziști. Dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu reziști. Și ca drept dovadă, dacă vreți să vă convingeți, faceți o sinteză în istorie, toată cu minciuni, pusă de oameni culți. Faceți o sinteză în literatura română, toată cu minciuni, pusă de oameni culți. De ce să interpretezi tu poeziile lui Eminescu cu gust patriotic? Fiindcă ele sunt cu gust melancolic, să spunem. El nu vorbea de Luceafărul că mergea Lenin cu naveta spațială. El vorbea de Luceafărul că vorbea de Dumnezeu. El nu vorbea de floare, că n-are poeziile alea frumoase, floare albastră, sara pe deal și toate celelalte. El arăta cât de frumoasă e România atunci când e liberă și îl cunoaște pe Dumnezeu. Sau rugăciune, sau către Fecioara Maria. Deci el făcea rugăciuni ce simțea inima lui, nu ce simțea inima materialiștilor. Că ei le-au tâlcuit și le-au învârtit.
mistrețul cu colții de argint. Urma epoca de aur. Deci urma să prindă mistrețul cu colții de argint și pe mistrețul cu colții de aur. Și a prins mistrețul cu colții de lut. Deci vezi câtă tâmpenie. În toate s-a amestecat mizeria fără frică de Dumnezeu. O găsești și în justiție, o găsești și în poliție, o găsești și în intelectualitate, și în cultură, și în religie, și în toate. N-au ce căuta acestea în locul cel sfânt. Dumnezeu stă în locul cel sfânt și cerul e așezământul lui și pământul așternutul picioarelor lui. Să nu ni se pară nouă că putem să ascundem izvorul nemărginit de lumina lui Dumnezeu. Întotdeauna să știe și ateul, și păgânul, și credinciosul, și puțin necredinciosul, și bețivul, și curvarul, și hoțul, și tâlharul. Dumnezeu întârzie, dar nu uită niciodată. Plătește fiecăruia cu măsuri atât de dure și cu măsuri atât de drepte, încât atunci când se frige omul de dreptatea lui Dumnezeu, ustură mai mult decât focul făcut de lemn aprins, decât temnița, decât amenda și decât toate celelalte. Mai întâi de toate, noi trebuie să fim oameni morali, oameni duhovnicești. Trăim într-o țară ortodoxă, trăim într-o țară care alături de români se leagă automat și cuvântul de creștin și noi n-avem voie să fim orbi. Cu atâtea mănăstiri, cu atâtea biserici, cu atâtea schituri, cu atâtea biblioteci duhovnicești, cu atâtea cărți tipărite, noi trebuie să fim docți. În ce? În cunoașterea și frica de Dumnezeu. Mulți spun, să mă lași cu Dumnezeu. Te las cu Dumnezeu, dar rămâi fără El. Aia e întâmplarea. Pentru că în clipa când vine judecata, nu mai spui așa. Ai vrea să fii cu Dumnezeu, dar atunci nu mai vrea El cu tine. Deci trebuie să fim cu luarea minte, să nu ne zburlim un pic prea tare în sus, crezând că știm prea multe. Încă suntem neputincioși, să-i mulțumim și de răul lui Dumnezeu, să-i mulțumim și de bine, să-i mulțumim și de ajutor și de neajutor. Să spui, Doamne, îți mulțumesc că n-ai ajutat necredinței mele. Că să știi că automat după asta urmează mila lui Dumnezeu și vine și bucuria. Îmi spunea odată o persoană la spovedit. Zice, părinte, zice, atâtea necazuri am avut, dar zice, mă crezi că n-am cârtit odată împotriva lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că știe El de ce mi le dă. Bine, zic, numai să ai curaj în continuare. Nici nu mă gândesc, zice, chiar de-am să cerșesc cu traista, zice, n-am să zic nimic de rău, să văd, n-ar să mă ajute. Ei, cam așa o credință ne trebuie. Nu că dacă mi-a mers rău, gata, am terminat cu Dumnezeu. Ori merge rău, ori merge bine, lumina lui Iisus Hristos și învățătura Sfintei Treimi să fie pe fruntea și pe capul meu cu cuvântul pe care l-a zis eu. Primit-am pe cele bune, trebuie să le primesc și pe cele rele. Domnul a dat, Domnul a luat, să fie binecuvântat de acum și până în veac. Cum i s-a părut, așa a făcut. Amin, amin. Thank you.